ziua. Ca urmare a solicitării președintelui Klaus Iohannis, aș vrea să fac o scurtă declarație care să răspundă unor întrebări adresate în spațiul public și care nu se referă la aspectele anchetei penale aflate în desfășurare. În seara zilei de 20 octombrie s-a petrecut o tragedie. Polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața în misiune și nimic din ceea ce spunem sau facem nu poate alina durerea părinților lui, a soției, nu poate mângâia o familie care trece printr-o astfel de dramă. Ca tată știu că nu există cuvinte sau gesturi care să poată cuprindă această suferință. Din respect pentru familia îndurerată, am ales să nu fac declarații publice imediat după accident sau înaintea mormântării. Poliția Capitalei a oferit, printr-un comunicat de presă, informații legate de circumstanțele în care s-a petrecut accidentul, de misiunea respectivă, de traseul urmat și alte astfel de detalii operative aflate în responsabilitatea poliției. Acel comunicat a precizat și faptul că s-a deschis o anchetă penală, astfel că ulterior acestuia nu puteam oferi public alte răspunsuri sau informații. În ceea ce mă privește, am ales să fiu alături de familia lui Bogdan Gigină, să prezint personal condoleanțe familiei îndurerate, să nu cedez tentației de a oferi declarații care mă puteau disculpa public în raport cu acuzațiile irresponsabile ale unor lideri politici sau speculațiile vehiculate cu cinism. Am ales să mă asigur că familia lui Bogdan Gigină știe cât de mult regret, că regretăm toți cei din Ministerul Afacerilor Interne pierderea acestuia. Am ales să acord prioritate faptului că Ministerul de Interne, structurile subordonate, pun la dispoziția parchetului cu promptitudine toate informațiile solicitate și că în tot acest timp respectăm regula de a nu comunica referitor la circumstanțe, descrieri și detalii ale unor fapte care sunt cercetate de parchet. Accidentul s-a petrecut în seara zilei de 20 octombrie, în timpul unei deplasări desfășurate în scop profesional. Detaliile referitoare la această deplasare au fost deja puse la dispoziția parchetului. La un moment dat, coloana s-a oprit. Nu am știut de ce. Eu nu am văzut accidentul. Nu am știut că este vorba despre un accident. Am văzut doar mașina de poliție din față oprită și pe cei doi polițiști coborând și alergând. Unul dintre ei ne-a făcut semn să continuăm deplasarea și mașina în care mă aflam a pornit de pe loc. Mașina de poliție și cei doi colegi rămăseseră acolo. Abia după ce depășisem locul accidentului, am aflat ce s-a întâmplat. Am comunicat imediat cu șefii de structuri din Ministerul Afacerilor Interne pentru intervenția de urgență a echipajului SMURT și le-am solicitat să fiu permanent informat cu privire la ce se întâmplă. Echipajul SMURT a ajuns la locul accidentului în mai puțin de 4 minute, în 3 minute și jumătate. Din păcate, colegul nostru nu a putut fi salvat. Sunt extrem de îndurerat de această pierdere, dar știu că am făcut tot ceea ce este omenește posibil la acel moment pentru salvarea vieții lui Bogdan. În ceea ce mă privește, speculațiile potrivit cărora în activitatea mea aș fi încălcat legea sau aș fi utilizat dispozitivul de însoțire în trafic fără
temei legal, vă asigur că acestea sunt complet nefondate. MEI și structurile subordonate acordă sprijin activ pentru desfășurarea anchetei și vom pune în continuare la dispoziția parchetului toate documentele și informațiile solicitate. Acestea sunt precizările pe care le pot face public la acest moment. Vreau să-i asigur pe toți colegii mei, pe toți partenerii instituționale ai Ministerului Afacerilor Interne, că în calitate de vicepremier pentru Securitatea Națională și ministru al Afacerilor Interne, voi continua să îmi fac cu responsabilitate datoria, voi continua să-i sprijin pe ei, pe familiile lor și mă voi bate ca întotdeauna pentru drepturile lor. Transmit din nou regretul și compasiunea mea familiei lui Bogdan și așa cum nimic nu este mai presus de viață, nimeni nu este mai presus de lege. Mulțumesc foarte mult!